Hei, salutare! Bine ați venit și bine ați revenit! Ce credeți că am pregătit pentru voi? Am aici un Instant Pot Pro 8, de când așteptam să butonez și eu modelul ăsta și cei de la Instant Pot România au fost drăguți și mi l-au trimis. Este încă în cutie, vreau să-l desfacem împreună, să vă arăt ce conține cutia și apoi să povestim puțin despre el. Avem aici o extra garnitură, manualul de utilizare. Nu are rețete, doar instrucțiunile de folosire, cablul de alimentare și aici minunata oală. Hai să vedem ce are și în interior. Avem grătarul de inox, oala de inox cu mânere, ador modelele cu mânere. Și aici în interior o să vedeți că are o hârtie, bineînțeles trebuie să o îndepărtați înainte să vă apucați să gătiți. Pe capac, la fel, avem niște sticăre lipite. Trebuie scoase în momentul în care vă apucați să gătiți, pentru a nu exista riscul să se topească din cauza căldurii. Însă acestea de aici, de pe capac, de jos și de sus, nu trebuie îndepărtate. E ok să le lăsați. L-am băgat și în priză, o să vorbim despre display puțin mai târziu. Trebuie să recunosc că arată foarte bine modelul Pro, deși ziceam că Instant Pot Duo Evo Plus e modelul meu de suflet. Na, îmi place și acesta, mă speria faptul că au scos unele dintre funcțiile presetate pe care Evo Plus le are, cum ar fi proofing și risotto, însă nu este așa o mare problemă pentru că de dospit puteți dospi pe funcția yogurt, pe lău, pe funcția iaurt, iar risotto merge foarte bine pe rice. Capacul este identic cu cel de la Duo Evo Plus. Avem aici scutul antiblocare și supapa de presiune. Aici avem butonul de eliberare a presiunii, care la fel ca la Evo Plus se mută automat de pe vent pe seal în momentul în care închizi capacul. Avem această protecție care ajută ca presiunea să se elibereze un pic mai delicat și butonul pe unde se eliberează presiunea, care la fel ca la celelalte modele, are în interior bucățica de cauciuc pe care, repet, nu trebuie să o pierdeți pentru că oala nu va mai ajunge la presiune. O să vedeți că aici pe capac, dacă îndepărtați căpăcelul acesta, butonul pe unde se eliberează presiunea se mișcă. Asta este în regulă, să nu vă faceți probleme. În interiorul capacului este deja montată o garnitură și în cutie mai primiți una extra. De obicei, recomandarea este ca una dintre garnituri să se folosească pentru mâncăruri sărate, iar cealaltă în cazul în care pregătiți mâncăruri dulci, ca să nu prindă miros. Pentru a închide și a deschide capacul, aveți aici o săgeată unde scrie Open și aici o săgeată unde scrie Close. Pentru a o deschide, rotiți către Open și se deschide foarte ușor. Pentru a depozita capacul, aveți aici în lateral spațiile de depozitare pe ambele părți, aici și aici. Este foarte util că le-au făcut în lateral pentru că nu te încurcă atunci când trebuie să amesteci în oală pentru sote, de exemplu, și capacul se pune foarte simplu, așa. Este foarte bine că au făcut tot capacul din plastic, ca și la Evo Plus, pentru că se diminuează mult riscul de a te arde atunci când gătești la presiune. Bine, nu este indicat să puneți mâna pe capac sau în zona aceasta când se presurizează oala sau când eliberați presiunea, dar ca idee este mult mai sigur că este făcut din plastic. Partea aceasta de plastic se poate scoate și aici există un accesoriu separat care se poate cumpăra, nu vine în pachet. Este o tavă în care poți pune gheață și ajută la o depresurizare mai rapidă a oalei. Oala de inox este identică cu cea de la Duo Evo Plus, are mânerele de silicon care sunt super de ajutor în momentul în care gătești pentru că nu te arzi când trebuie să ridici oala din baza de gătit și la fel la funcția sote, în momentul în care amesteci în mâncare, nu se mai mișcă oala în baza de gătit. La modelele fără mânere, oala se tot rotea și era puțin incomod să amesteci atunci când s-o tai. Fundul este plat. Avem aici marcaj care indică faptul că poate fi folosită și pe plită cu inducție și pe aragaz, pe ochiuri cu gaz normale și merge și la cuptor până la 232 de grade, zic ei, nu știu de ce 232 de grade. Oala de inox are în interior marcaje pentru litri și de asemenea are un marcaj care ți arată care este cantitatea maximă de lichid pe care o poți pune când gătești la presiune.
Grătarul acesta de inox, care vine împreună cu oala în pachet, este foarte util atunci când vreți să gătiți legume la abur, când vreți să fierbeți ouă, de exemplu, eu le pun pe grătarul acesta cu apă sub și de asemenea pun carnea de pui, de exemplu, dacă vreau să fac un pui la air fryer, pun mai întâi puiul la presiune pe acest grătar cu apă sub și apoi îl mut în air fryer. Modelul Pro vine în două variante, varianta de 5,7 litri și varianta de 8 litri. Eu am aici varianta de 8 litri. Varianta de 5,7 litri, din punctul meu de vedere, ajunge pentru o familie de 3-4 persoane, iar varianta de 8 litri ajunge pentru o familie de 5-6 persoane. Baza de gătit, aici în interior este elementul de încălzire. Trebuie să aveți grijă de fiecare dată când gătiți oala de inox să fie în interior, să nu puneți mâncare direct aici. De asemenea, oala de inox, după ce o spălați, trebuie să o uscați foarte bine înainte să o puneți în bază, să nu curgă apă în interiorul bazei de gătit. Din punct de vedere tehnic, să zic așa, îmbunătățirile pe care le-au adus față de alte modele sunt că se încălzește cu până la 20% mai rapid și, de asemenea, economisiți cu până la 70% mai mult timp față de metodele clasice de gătit. Bine, sunt convinsă că asta e valabilă și în cazul celorlalte modele, pentru că funcționează pe același principiu. Cei de la Instant Pot au făcut, de asemenea, un studiu independent și au concluzionat că oalele de gătit sub presiune Instant Pot folosesc cu până la 80% mai puțină energie decât cuptoarele clasice de gătit. Asta ca să răspund la o întrebare pe care am tot primit-o, dacă nu consumă mai mult atunci când gătești la oala sub presiune. Să-l întorc puțin cu spatele, să vă arăt și la spate. Avem aici un scotch care la fel trebuie îndepărtat înainte să vă apucați de gătit. Colectorul de condens care se regăsește la toate modelele, unde se strânge condensul atunci când eliberați presiunea și pe care trebuie să-l goliți ocazional. Ca să-l scoateți, la fel, trageți de el și îl puneți la loc foarte ușor. Și cablul de alimentare care este detașabil. O să trecem mai departe și o să vorbim despre display. Display-ul de la Instant Pot Pro este foarte similar cu cel de la Instant Pot Duo Evo Plus. Este același display mare care ne arată inclusiv stadiul gătirii. Modelul acesta, modelul Pro, are 28 de programe prestabilite de gătit, în timp ce Instant Pot Duo Evo Plus are 48 de programe prestabilite. Însă acest lucru nu este un inconvenient pentru că programul Pressure Cook ne ajută să gătim toate celelalte mâncăruri care ar fi fost pe programele prestabilite. Când cumpărați oala, să aveți grijă să îndepărtați această folie care se află pe display. Ca programe de gătit avem Pressure Cook, gătire sub presiune, aici avem Custom, apoi avem Chicken, pui, Sterilize, sterilizare, pasta, paste, beef, vită, sup, supă, egg, ou și beans. La rice, orez avem custom, white rice, orez alb și brown rice, orez brun. Steam avem custom, la sote e funcția de sotat, o să o descriu puțin mai târziu. Pe slow cook avem varianta custom, apoi chicken, pui, beef, vită, sup, supă, beans, fasole. La sous vide avem custom, avem chicken, pui, beef, vită și egg, ou. La iaurt avem varianta custom, iar la bake avem custom, apoi cheesecake și bread, pâine. La programul Pressure Cook, ca și la celălalt model, Instant Pot Duo Evo Plus, dacă apăsăm o dată pe rotiță, putem muta nivelul presiunii din low în high. Dacă mai apăsăm o dată pe rotiță, schimbăm timpul. Aici o să arate stadiul gătirii, după cum am zis. Și la celelalte programe este același principiu. Setăm timpul și nivelul presiunii pe low sau high. La sote voiam să vă arăt puțin, pentru că avem posibilitatea să setăm modul de gătire pe high. Custom. Iar la custom, dacă apăsați o dată pe rotiță, în timp ce apare pe ecran custom, puteți să selectați cele 5 trepte de gătit, unde 1 ar fi cea mai slabă. Eu folosesc de obicei 1 și 2 pentru îngroșat sosul, iar de la 3 la 5 pentru sotat. Când folosiți funcția sote, trebuie să aveți grijă să nu lăsați capacul de presiune pus. Puneți un capac normal dacă vreți neapărat, dar capacul de presiune trebuie scos. Și de asemenea, când ajunge la temperatura pe care ați selectat-o,
o să apară pe ecran mesajul hot. Să nu vă speriați, asta nu înseamnă că e ceva neregulă, ci pur și simplu vă arată că oala s-a încins la temperatura care este setată. Una dintre noutățile pe care Instant Pot Pro le-a adus față de Evo Plus este că dacă, de exemplu, apăsăm pe Pressure Cook, apăsăm o dată pe rotiță, ne lasă să selectăm nivelul presiunii low sau high, după care mai apăsăm o dată, ne lasă să selectăm timpul de gătire, iar dacă apăsăm a treia oară, o să vedeți că aici jos apare pe ecran Reminder. Ce este acest reminder? Este că aveți posibilitatea să setați ca oala să vă amintească să eliberați presiunea după un anumit timp. Avem posibilitatea să lăsăm oprit sau, dacă dăm spre dreapta, avem 5 minute și 10 minute, ceea ce este foarte util pentru că sunt foarte multe rețete care cer o eliberare naturală a presiunii, adică să nu ne atingem de oală după ce se termină programul de gătit, decât după 5-10 minute. Și atunci ajută foarte mult acest reminder pentru că o să ne atenționeze atunci când au trecut cele 5-10 minute și trebuie să eliberăm presiunea. O altă noutate și o chestie foarte drăguță pe care au făcut-o la modelul Pro față de Evo Plus este că au pus aici 5 butoane de favorite. Pe aceste butoane puteți voi să vă setați rețetele pe care le pregătiți cel mai des și setați timpul și temperatura la care pregătiți acele rețete și o să fie mult mai ușor, doar apăsați butonul și dați start și nu mai trebuie să setați nimic altceva pentru că timpul și temperatura vor fi memorate. Haideți să vă arăt, de exemplu, cum se setează. Eu fac terciul de ovăz pe Pressure Cook Custom, setez nivelul presiunii low, timpul la 4 minute și aici o să vă arăt și că mi-este de ajutor foarte mult acest reminder de eliberare a presiunii pentru că trebuie lăsat 10 minute pe depresurizare naturală înainte de a elibera presiunea. Ca să setez programul favorit, acum după ce mi-am făcut setările pentru terciul de ovăz, țin apăsat 5 secunde pe Fav 1. Și a apărut pe ecran set 1. Asta înseamnă că pe Fav 1 eu mi-am setat timpul și temperatura pentru terciul de ovăz. Haideți să vedeți acum, de exemplu, dacă aș vrea să fac terci de ovăz, este suficient să apăs Fav 1. Mi-au apărut aici custom, 4 minute, reminder la 10 minute. Doar apăs start și oala a început să gătească. Mi se pare foarte eficient și foarte rapid. Ușurează mult mai mult treaba mea în bucătărie. O altă chestie interesantă este că puteți modifica nivelul presiunii și timpul sau temperatura după caz în timpul gătirii. De exemplu, dacă apăsăm Pressure Cook, o să-i dau un start ca să vă arăt, a început să se preîncălzească și dacă vă dați seama că ați setat ceva greșit sau dacă vreți să reduceți timpul sau să-l creșteți, atunci puteți apăsa foarte simplu, am mutat de pe low pe high. La fel mai apăs o dată schimb timpul și dacă, de exemplu, doriți să opriți reminder-ul pentru eliberarea presiunii pentru că l-ați pus greșit la 5 sau 10 minute, mai apăsați o dată pe rotiță și îl opriți. Și apoi apăsați start și se reia programul de gătit. O să vă arăt acum cum puteți să opriți sunetul, pentru că, spre deosebire de modelul Evo Plus, acesta este un pic mai deranjant din punctul meu de vedere, ca să vă arăt despre ce vorbesc. O să dau să setez timpul și o să vedeți că atunci când învârt rotița este un sunet continuu, un bipăit continuu care poate fi un pic supărător. La Evo Plus este un bipăit întrerupt și atunci e un pic mai digerabil. Haideți să vedeți. Da, deci despre asta e vorba. Dacă doriți să opriți sunetul, oala trebuie să fie în modul standby, adică să arate off pe ecran. Țineți apăsat pe rotiță 5 secunde. Și în momentul în care apare aici unit, o să mai apăsați o dată pe rotiță, scurt, și o să apară S on, sound on. Ca să opriți sunetul, este simplu, dați rotița spre dreapta și o să apară sound off. Pentru a salva setarea, apăsați start și gata. Acum nu mai este niciun sunet. Ca să schimbați temperatura din Celsius în Fahrenheit, apăsați pe rotiță 5 secunde când oala e în standby. Apare unit și dacă rotiți spre dreapta, o să se mute pe Fahrenheit. Eu o să las pe Celsius. Ca să salvați setarea, apăsați start
Și asta este tot. O să facem acum testul cu apa. Asta vă ajută să vedeți că oala funcționează cum trebuie și să vă familiarizați puțin cu ea. O să vă las un link pentru a vedea în detaliu testul cu apa. Pentru asta punem în interior apă. Cam 750 de mililitri am pus eu, e suficient și mai puțină, 500, până la prima liniuță, spun ei. Închidem capacul. Selectăm pressure cook, custom, timpul 5 minute, iar reminderul pentru eliberarea presiunii trebuie să fie pe off. Dăm start și o să apară că oala se preîncălzește. După ce se termină timpul de gătit, cele 5 minute, o să eliberăm presiunea. Cât timp facem testul cu apa, putem să lăsăm keep warm dezactivat. După cum ziceam, în momentul în care închidem capacul, butonul de presiune se va muta automat de pe vent pe seal. Iar la testul cu apa trebuie să urmărim că supapa de presiune se ridică, asta înseamnă că oala a ajuns corect la presiune. Supapa de presiune s-a ridicat, asta înseamnă că oala s-a presurizat. Cele 5 minute s-au terminat. Acum o să eliberăm presiunea. Ca să eliberăm presiunea, mutăm butonul de eliberare a presiunii de pe seal pe vent. Atenție să nu țineți fața sau mâna în jurul acestei zone și nici să nu acoperiți cu prosop zona aceasta, producătorul așa recomandă, pentru a nu exista nicio problemă. Vedeți că păcelul acesta ajută presiunea să se elibereze un pic mai finuț, nu dintr-o dată brusc, direct în sus. Și până nu cade supapa de presiune, nu o să puteți deschide capacul. Supapa de presiune a căzut, acum putem deschide capacul în siguranță. Aveți grijă că pe capac se strânge condens, să nu vă ardă la mână când deschideți, lăsați un pic să se scurgă. Punem capacul în suport și cam ăsta a fost testul cu apa. Oala funcționează corect, putem să ne apucăm de gătit. Cam asta a fost prezentarea modelului Instant Pot Pro. Este un model foarte fain, trebuie să recunosc, chiar îmi place. Îmi plac îmbunătățirile pe care le-au adus față de Instant Pot Duo Evo Plus și anume faptul că poți să setezi programe favorite și faptul că îți amintește să eliberezi presiunea la 5 sau 10 minute. Dacă vreți să aflați mai multe informații sau dacă vreți să-l achiziționați, eu o să vă las link în descriere către site-ul celor de la Instant Pot România. Și ca de obicei, aștept în comentarii întrebările sau curiozitățile pe care le aveți în legătură cu acest model sau cu orice alte modele. V-am pupat!